UPL vă recomandă microtiol special. Am revenit aici la Agricultura la raport împreună cu domnul Daniel Botănoiu, președintele AFR, Ion Păunel, reprezentantul Uniunii Salvați Țăranul Român, Claudiu Breazu, de asemenea reprezentant al aceleași organizații. Bun, vorbeam despre produsele de protecție a plantelor. Cum vi se pare ordonanța asta aflată și ea încă în consultare publică? De acord cu ea, nu ar mai trebui pe aici, pe acolo, schimbată, modificată? Cu cine să începem? Domnul Breazu, începem cu dumneavoastră? Vă rog. Ce pot să vă spun? Chiar dacă este în forma actuală, nu mi s-a părut ceva care nu a fost înainte. Eu, lucrând și în domeniul ăsta, nu cred că au venit mari modificări, decât cele ca nu utiliza producătorul anumite lucruri. Că era înainte, oricum nu se folosea grupa 1 și grupa 2, nu a folosit-o nimeni, că nu aveai voie nici măcar fitofarmaciile la vânzare, așa ceva, decât persoanele care erau strict autorizate. Ca să fie autorizate și persoanele care le folosește în ferme, nu știu ce vă spun. Dacă ar fi formele de autorizare mult mai flexibile, adică pentru cel care folosește, dar acum nu are voie la atestatul acela de a folosi pesticidele decât anumiți oameni, cei care au terminat un liceu agricol, cei care, iar mulți dintre noi fermierii nu au terminat licee agricole sau facultăți agricole sau, și atunci va trebui un inginer specialist, iar asta înseamnă iar costuri și costuri foarte mari, pe lângă ce spuneam, șef de coloană la alea, plus contabil, plus expert contabil, din ce în ce costurile sunt foarte, foarte mari. Și atunci nu o să ne vină bine. Noi oricum nu foloseam excese de pesticide, cum spune lumea, sau cum tot se vehiculează. Față de țările non-euro, la ce găsim în legume, la mine s-au luat ultima dată acum 100 și ceva de probe și decât unul singur, se poate verifica la fitosanitar Buzău, din 100 și ceva de probe au fost doar unul singur un pic depășit. Un pic, adică 2-3%, adică e nesemnificativ. Nici nu există, adică nici nu poți să o retragi de la raft, domnul Butonoiu spune, adică trebuie să depășești un anumit punct. Adică noi oricum nu foloseam exces de pesticide, dar asta vine și cumva ne și îngrădește a folosi și pe cele slabe. Iar cele slabe trebuia să ne lase să le folosim fără o pregătire prearabilă, fără un atestat, fiindcă totuși sunt și fermieri, oameni simpli care nu poate să ducă să își facă acum, sunt oameni încă în vârstă, sunt oameni diferite probleme, adică ne îngrădește, nu? Oarecum dacă se dă și grupa 3 și 4 să folosim doar de către persoanele autorizate. Domnul Păunel. Aici lucrurile sunt puțin, cum se vede, pe care le vede cum vrea. Claudia a spus mare parte binișor. Deci, ce a făcut această, sau ce va face acest OUG sau HG, cum se va numi el ca idee, reglementează mai multe legislații, atât cea a Ministerului de Interne, cea a Ministerului Agriculturii, de la Mediu, cu cea europeană și așa mai departe, într-un act normativ. De-aia acolo întâlnim și sancțiuni și așa mai departe, plus că România a tot amânat. Adică noi mereu luăm derogări. Și trebuia, într-un fel sau altul, să ne aliniem la legislația europeană. S-au schimbat denumirile de produs, adică numai, cândva a fost grupa 1, grupa 2, pe urmă a fost T și nu știu cum, acum T și T plus, deci substanțele acestea, oricum nu aveam voie să le folosim și le folosesc doar persoanele specializate, cele care sunt autorizate inclusiv de Ministerul de Interne și așa mai departe. La comercializare este același lucru, numai că acum este mai reglementat și vedem și sancțiunile. Aceleași sancțiuni erau și înainte, poate au crescut puțin, numai că le regăseam în legislația Ministerului de Interne. Acum s-a făcut un ordin comun într-un fel sau altul. Singura chestie care mi se pare mie puțin ciudată, pe lângă faptul că nu știu cu cine s-a consultat Ministerul și asta am reproșat-o și o reproșăm toți Ministerul Agriculturii, că apar tot felul de ordonanțe, hotărâri
ordin de ministru și așa mai departe, fără a fi discutate sau fără a fi puse în consultare publică sau sunt puse în consultare publică într-o formă și apar în altă. Dar asta e altă discuție. Adică lipsa de transparență și de discuții cu mediul asociativ din România, într-adevăr, avem discuții, are discuții ministerul, dar cu mediul asociativ prielnic, sau nu știu cum să-i zic eu, nu mai contează, da? Ne-a găsit puțin dezavantajați. Era o replică cândva România noaptea ca hoții. Nu știu de ce mereu apar aceste HG-uri, OUG-uri și așa mai departe, consultare publică, după 8 seara, 9 seara, 12 noaptea, nu-mi dau seama de ce aparat. Așa a apărut și asta, ca să știți și dumneavoastră. Și dintr-o dată s-a inflamat un coleg de la dumneavoastră de presă și vezi, Doamne, că o să ne aresteze, o să vai de mama noastră ce se întâmplă și așa mai departe. Am mai avut și câteva persoane care s-au raliat acelui demers ca idee. Eu m-am informat atât cât am vrut eu să mă informez și cât mai știam eu ca idee. Nu e dracu atât de negru și am văzut la dumneavoastră două emisiuni și vreau să-l felicit și nu prea fac eu lucrul ăsta ca idee, pe domnul Telehuz, da? Care a explicat foarte clar și a mai spus omul, dom'le, da, e și în consultare publică, sunt unele lucruri care le putem corija sau corecta. Ce mi se pare mie mai grav din toate din aceste lucruri, dar trebuie să spun și lucrurile bune, faptul că în principiu utilizatorul profesional, și aici chipurile ne introduce și pe noi, dar încă nu e explicat cum trebuie, trebuie să facă acele cursuri. Acele cursuri sunt oferite de Autoritatea Națională Fitosanitară, ca idee, se pot face și online. Am înțeles că e o sumă modică în jur de 100 și ceva de lei. Trebuie să ai, aici e problema, minim liceu, nu neapărat dacă, și bacul pentru, la liceu pe minim liceu cu bacalaureat, da? Numai ăștia pot să fac cursuri, dar asta cerem noi acum în consultarea asta publică ca idee, să facă o derogare cum e și la fondul europene, și minim 8 clase ca idee, sau cel puțin 6 luni sau un an de zile amânate pentru cei care nu se pot înscrie, că nu au studii necesare, de aia o fermă destul de frumoasă. Sau și cei cu 360 de ore, care sunt lucrători în cultura plantelor, fiindcă cursurile alea, când le-a făcut 360 de ore, au nu le-au făcut degeaba. Au și modul. Faci un proiect european cu ele, e acceptat oriunde, la Bruxelles, peste tot. Astea sunt cursuri de specializare. Și nu poți face și acest curs, ciodată cultiv, ciodată asta. Eu cred că dacă tot lucrezi în domeniul ăsta și e specializat, poți să faci și cursurile acestea. În principiu, sunt foarte mulți fermieri, persoane fizice, care nu au nici măcar acele cursuri de lucrător în cultura plantelor și așa mai departe. Adică sunt, să le facă minim de bază, așa, nu poți să cultivi dacă nu știi. E un curs de 40 de ore, ca idee, care se poate face și online, adică e un curs de inițiere, într-un fel sau altul. De ce trebuie să facem aceste cursuri și noi? Eu susțin acest lucru ca idee, pentru că, întrebați dumneavoastră mai devreme, de ce să cumpărați mai scump? Sau de ce cumpărați tomate scump? Vorbeam, da. Da, acum eu extrapolăm. O altă întrebare vă puneți toți noi consumatori. Dom'le, cât de sigur sunt eu că acele produse care le cumpăr de la producătorul român sunt în concordanță cu standardele românești, cu standardele europene, cât de sănătoase sunt? Și atunci trebuie să mă instruiești pe mine, cel care folosesc acele produse, cu timpul de pauză, cu concentrațiile și așa mai departe, am o mică instruire, am habar despre ce este vorba, plus că trebuie să știu că acele grupe din grupa T și T+, ca idee, sau 1 și 2 de toxicitate, ca înțeleagă telespectatorii cum era odată, nu am voie să le folosesc. Dacă cumva le-am cumpărat sau le folosesc, sunt pasibili de acele pedepse. Acele cursuri nu va spune și de acele grupe de produse că n-am voie să le folosesc. Ca așa dumneavoastră l-am știut. Nu știu, l-am luat de la vecin, l-am luat de la ala. Nu. Te învață ca să produci sănătos pentru o agricultură durabilă, pentru a respecta normele de securitate alimentară. Domnul Botanoi. Ați văzut, ne-am întrerupt, am tăcut, ați ascultat. Am ascultat. Oricum am spun așa. Un pariu cu dumneavoastră, dar după aia spun. Spun așa, deci această ordonanță, într-o formă sau alta, trebuia să apară. Nu așa cum a apărut acum. Și dacă vreți, sigur, eu am... mi-a pregătit ca să le depunem la minister, că până joi trebuiesc depuse. Spun în felul următor. Dom'le, eu când am creat o societate și m-am autorizat, este ca certificatul de naștere. Mi-l dai pe viață. Dar, anual, sunt obligat să mă duc la fitosanitar și să-mi iau acel aviz de funcționare. Nu mi-am luat avizul de funcționare, autorizația dispare, dar nu mă poți trimite din 5 în 5 ani cu
tone de dosare, să mă duc la poliție, să mă duc la mediu, la muncă, la inspectoratul teritorial de muncă și la fitosanitar să mă autorizez. Deci, una din ele. Al doilea lucru, eu presupun că sunt producător de fructe și îmi trebuiesc 20 de litri de substanță. Îmi spune că în fitofarmacii nu mai poate să vândă cât maxim un litru, maxim un kilogram. Deci, pentru cele profesionale, stai. Plus. Atenție, domnul Păunel, eu vin pregătit când vin. Și eu vin pregătit. Deci, citește ce înseamnă utilizator profesional din legislație. Înseamnă orice persoană care utilizează pesticide în cadrul activității sale profesionale. Atenție, inclusiv... Se ambalează la maxim un litru. Atenție, lasă să termin, că nu înțelegi. Eu te-am ascultat, n-am comentat. Inclusiv operatori, tehnicieni, angajatori, liberi profesioniști. Da. Deci asta e din legislație. Da, ceea ce îmi spui cu T și T plusul, periculoase și foarte periculoase, era reglementat înainte ca pornind la... Deci, le-a reglementat. Nu este definit uzul, ce înseamnă uz profesional, uz neprofesional și aici s-a creat confuzia și de asta spun că trebuia spus... Lasă, domnule, citește... A explicat-o, l-am lăsat pe domnul Telehuze, nu știu câte ori. Păi, dar ascultă pe domnul Telehuze, eu am citit și am încredere ce citesc uite-le. Ce spune un director de autoritate fitosanitară. Așa, deci uite ce spun eu. Și directorul meu de la OLT. A venit și ministerul cu precizări, le citim? Domnule, citește precizările ministerului. Atunci de ce mai cer părerea? Citește, eu spun așa, nu vreau ca un agricultor din România să facă o zi pușcărie pentru că muncește. Da? Deci indiferent ce mi-ai spune dumneata că astea trebuiau trecute, nu știu ce, nu, domne, aia dacă vrea Ministerul de Interne să reglementeze periculoase, foarte periculoase, trece, domne, în legislația dumitale, nu în legislația agriculturii. La agricultură eu sunt pus să fac programe, să-l ajut pe producătorul ăla să își continue activitatea, să țină locuri de muncă, dar nu să mă duc peste el, bă, vezi că dacă face aia, nu știu ce nu face. În condiția în care tu nu-mi precizezi. Aici trebuia să spună, da, domne, vezi că dacă neprofesional, înseamnă că poți să folosești ce ai folosit până acum, ce ai luat de la fitofarmacii. Atenție, nu periculoase sau extrem de periculoase. La uzul profesional au dat o definiție, așa la neprofesional a evitat să-l dea. Operatorul, deci citi mai departe și dacă te uiți cu atenție, că asta e legislație, eu ce spun aici, nu e de vise. Asta spune așa, orice fii atent, operatorii. Deci operatorii de mașini agricole, deci tu știi foarte bine că operatorul, tractoristul, nu mai tractorist azi, zice mașini agricole, forestiere, care conduc, acționează, supraveghează echipamente mobile, se cheamă operator. Păi operatorul nu înseamnă numai firmele alea de consultanță sau firmele care trebuiesc create sau care să deservească. Din punctul ăsta de vedere spun că el trebuia foarte bine, deci această ordonanță foarte bine reglată. Motiv pentru care eu nu-l felicit pe domnul Telehuz, îl felicit pe domnul ministru Daia pentru că i-a chemat pe toți și a zis, bă, luați-o de la capăt și faceți un lucru ok. Da? Același lucru putea domnul Telehus să nu întrebe numai anumite asociații, cum a spus dumneavoastră, să zică, bă, ce părere aveți? Bă, da, nu, dar uitați-vă pe cine a consultat, că dacă vă uitați aici, o să vedeți că ce nu știu pe cine a consultat. Bă, știți foarte bine pe cine a consultat. Și la consultat a fost și domnul Daia. Uitați-vă, nu uitați pe domnul Daia și criticați Păi pentru că a înțeles așa domnul și Daia a chemat. Semnat până la urmă pe asta. Nu a semnat da, dar în momentul în care tu ai o armată de oameni. L-a întrebat domnul secretar Știi de cine e semnată ca idee? Că asta e mai ciudat. Mi se pare mie că e semnat chiar de prim-ministru României. Ei, da. Pe cuvântul meu, Hai, domne, ce naiba. Deci, apoi e semnătura asta, domnule. Deci, auzi, ia stai, dumneata știi cum este. Apoi e semnătura. Nu, stai o clip. Știi cum e este un minister până dă ministru semnătura? Știi cum e? Are o armată de semnături acolo venite de la toți. Păi le-a verificat. I-a zis, bă, aveți, a semnat, da. Cred că nu o dăm în politică aici. Este a semnat. Bun, la revedere. A semnat, personal, n-ai susțin acest act normativ cu anumite mici modificări vis-a-vis de cine facă cursuri și așa mai departe. În rest, reglementează vânzarea. Și cu vânzarea nouă ne-a venit acum la... Uite exact că tu așa, cu gestionești una, da, un cu magazin. Așa e, nu avem voie, ne-a venit. Da. Nu avem voie să vindem mai mult de un kilogram în fitofarmacie. Poftim. Ce înseamnă? Mai mult de un kilogram. De deci, litru, sau un kilogram, ambalajul.
Așa, și eu am și luat 100 de litri, iau 100 de bidon. Da. Și m-a prins cu erbicide pentru fermele mari, da, m-a prins cu erbicide la 20 de litri. N-ai voie la un litru, iar, produse din Teși și T+. Bun, eu rămân cu ele, nu le-am folosit. Nu le-am folosit, ele expiră, ce fac? La 6 kg. Expiră ca idee, că și aici ai vorbit de expirare. Păi la producător, ia mă la distribuitor, ia la ăla. Păi ia judecă, după mine. Ia să vedem noi cât este valabil în Franța același produs, cât e valabil în România sau în Germania. Așa. Și România. Și o să vezi acolo că e 3 ani la noi, 5 ani. Păi de ce? Păi nu tot producătorul suferă. Că tu îmi dai proba aia, deci el are... Că ce are? Cea mai bună distrugere a unui erbicid sau ce vreți voi este să-l dai pe câmp. Nu e distrugere mai bună că să-l dai pe câmp. În condițiile în care substanța activă scade, mă afectează pe mine sau nu? Eu, producător, care îl plătesc. Că mi-ai prelungit perioada de valabilitate. Prețul e total. Adică astea sunt lucrurile. Ei, Doamne, citește, mă, să vezi despre ce așa este. Pe un an de zile, zice, prelungești perioada de valabilitate a produsului. Tot în folosul fermierului. Stai, domne, păi folosul fermierului e aceea substanță activă? Că aici, zice, face o analiză de laborator. Cine o face? Cine o plătește? Aia e socoteală. Adică că sunt lucruri. Ai auzit ce am spus la început? Sunt de acord cu ea, dar cu anumite lucruri care trebuie reglate. Da? Nu, odată și așa trebuia să vină și la noi, cum sunt în țările membre și în toată lumea. Și ce faci un punct de lucru la nivel de județ. Păi stai, mă, am unul pe sămânță. Tratez sămânță. Păi mai am nevoie de unul ca să mă duc să erbicidez la dumneata, la ăla care nu are posibilitatea să facă. Dar categoria erbicidele. Băi, mă duc, uite, de insecticid, nu poate să-l folosească, că n-are autorizație și mă angajează pe mine care pot să fac lucrul. Firmă specializată. Da, domne, dar n-auzi că n-am voie decât un punct de lucru și ăla e pe sămânță? Păi aia e pentru sămânță, dar pentru poate, sunt deja și acum 20 de firme autorizate între județe, ce dracu? Nu știu, 20 de firme, noi vorbim de puncte de lucru a unei firme, nu vorbim de... Corect, suport. Acum, eu nu că la dumneavoastră vreau, deci știți ce înseamnă armonizarea legislației române cu cea europeană ca idee? Nu, preștiu. Pentru mai că știți și... Îmi pare rău că... Deci, ia uite, uite, te rog, mai uită-te odată, deci îți indic să te mai uiți odată să vezi că... Ne-au limitat la un litru și la un kilogram. E rea. Deci asta nu, e da, reglementat. Nu, dar eu îl regulamentul, regulamentul. Eu îl întreb pe nenea pe unel. El are 80 de ari de solar și știm de-ți bine. 70 sau 80 de ari. Așa. Dacă lui trebuie 2 litri dintr-un produs, cum fac eu? Că eu nu pot vinde. Păi nu, oricum vor să n-ai voie să vin niciodată. Nu, 5 litri. Mi-au 5 bidoane la 5 litri. Păi da, dar costurile sunt mai mari. Cele care au fost până acum la 5 litri, la 7 litri, la cât vrei tu. Costurile sunt mai mari. La 20 de litri e altfel. Ai voie să le iei numai pe alea din T și T plus, n-ai voie mai mult de un litru. Nu, este bine. Ce? Dacă mă tale spui, eu avem, uite. Pentru că alea tot sunt concentrații foarte mari. Uite, legea asta n-am scos, dar să vă arăt. Sunt concentrații foarte mari în ele. Trebuie să vedem în legislație scris negru. Ce trebuie să mai știe oamenii ca idee, domnul Ghinea? Și produsele în T1 și T+, T și T+, ca idee, sunt produse omologate atât în Europa cât și în România. Numai că gradul de periculozitate, toxicitate este mult mai mare și tocmai de aceea trebuie făcut de către oameni care sunt specializați și acreditați. În cultura mare sunt autorizați speciali. Eu, producător, de unde luam? Nu mă duceam la dânsul? Nu ai cum să-l iei. Domnul Botanoiu, dumneavoastră știți că aceste produse de protecție fitosanitară, deci nu se referă doar la la culturi. Deci, domnule, hai să face fiecare ce avem de făcut și să fie, să iasă ordonanța așa cum trebuie. Cum scăpăm de șobolanii de pe câmp? De șobolanii din magazin? Nu. Ce produse folosim? Cum faci tu de dai 7 ani producătorului când la droguri de mare risc îi dai 5 ani? Cine asta? Cum se dă 7 ani? De 7 ani dacă... De la 2 la 7 ani scrie acolo, articolul 2. De la sancțiuni. La 1 de la 1 la 5 ani. Așa cum legislația la fel. Dar nu vreau, mă, legislația agriculturii. Pune la tine acolo unde ai tu de pus la interne. Dacă nu recunoașteți asta, nu mai are. Deci păi, s-a armonizat. Lasă-mă, dar nu armonizat cu asta, măi, frate. Prinde acum pe cineva că folosește din grupa întâia de toxicitate, din grupa a doua. Deci, dacă vedeam aici... Este și acum dosar penal. Și, da? Produs, e dosar penal? Da. Și atunci? Păi te bagă în pușcărie. Și acum și grupa 1 și grupa 2. Așa, și ăia de la Timișoara care au făcut năzbătăile alea, ce au făcut pe acolo, nu i-a pedepsit. Și atunci, dacă eu aveam anex aici și scrie așa, uite care sunt produsele profesionale și uite care sunt neprofesionale. Dacă noi ca speciali ne face că nu trebuie să fie profesional, plus că se mai poate
modifica legea sau ce înțelegem profesional neprofesional? Suntem deci dacă suntem copii dacă mici? Dacă erau lucrurile în regulă, eu spun, hai să mai ce să caute o zi. Da, deci, eu nu știu ce să comercializez la profesionale și neprofesionale. Ce odată nu este? Uite, deci, nu e dezbatere publică, domnule. Da, este în dezbatere publică, deci, dar eu nu știu. Dar scrie eu la început. Să vă spun cum se numește asta, ce dracu. Dacă eu îți vom matale Melody Compaction, am voie să citește titlul. Da, unde se oprește titlul? Ca să ne înțelegem. Deci ordonanță de urgență privind fabricarea, reambalarea, importul, comercializarea, utilizarea și prestarea de servicii cu produse de protecție a plantelor pe teritoriul României. Cine e utilizator? Da? Domnule. Cine e operator? Deci se schimbă și modul de ambalare și de etichetare și tot și prins într-o singură... Hai fiecare, hai, poți să dăm fiecare ce avem de dat. Acolo când discutăm... Eu oricum aștept baxul de vizual. Nu, hai tu să dai o baterie, să vezi că ți-am spus că... Eu am zis că dau o baterie, deci... Păi și ați făcut pariu, domnule. Ei, mai face și noi așa, mai jucăm... Am înțeles, bine, asta nu discutăm atunci. Câte o concluzie pentru... Ideea este următoarea și cred că trebuie să fim atenți, domnul Ghin. Da. Reducerea cantității de pesticide, ce spunea domnul Breazu mai devreme, pe mine mă îngrijorează. Adică de la 800 de grame să ajungi să reduci cu 35%. Ia să-mi gică contra aici. Lasă, o să fii gică contra pe urmă. După ce o să spună, ce o să spună și să vedem. De unde avem evidența deci, cu 800 de grame? Propunerea. Deci propunerea... De stai, lasă-mă să termin, că las, nu te-am întrebat. Deci propunerea comisarului a fost tocmai pe subiectul ăsta, deci comisarul de mediu. Da. Cei care folosesc 9 kg reduc cu 65%, adică ajung până la 4 kg, da. 5 kg. Deci iar România peste cu 35%. Și noi cu 35%. Cu toate că s-au făcut eforturi în direcția asta, ca noi să rămânem cu cantitățile pe care le folosim, că doar nu le producem în cadă acasă. Uh-huh. Deci astea sunt evidențiate. Știe toată lumea de unde sunt, cum vin și ce fac. Al doilea lucru, cei care cer amenzile maxime și pușcării și nu mai știu ce acolo, trebuie să-și facă treaba. Adică cetățeanul ăla care a intrat și a introdus substanțe de mare risc acolo, trebuie să plătească. Mai departe, zonele de regenerare, care nu suntem atenți la ele, regenerare naturală, adică să aducem România în faza care eram acum 70 de ani, adică 50. Terenurile cu mlaștină, cu toată chestia asta. Deci iarăși este o lovitură pe care o dă un sector agricol, pentru că el acolo și-a făcut investiția lui. Nu este o lovitură, ca e de Balta Mare a Brăilei, putem stai, să domn, folosim stai că nu Balta e, nu, de la Bălțile Rastului încolo, de la Bălțile Rastului încolo, nu pe insula Mare. Așa, mai departe. Emisiile industriale, adică să reduci de la 600 de unități vită mare să ajungi la 150 și să vezi vacile că vin din Olanda așa, vin către noi, că e trebuie să-și facă cumva companii și toată povestea asta. Adică sunt lucruri mult mai importante decât că a trecut la un litru, 3 litri, 5 litri. De aici cred că trebuie să fim atenți ceea ce urmează, că loviturile o să le primim după ce avem regulamente. Când au apărut regulamente care sunt direct aplicabile, nu ordonanțe și... Domnul secretar, tocmai asta ne pregătește la ce va veni, domnule. Trebuie să răspundem oamenilor lucruri pe lume. Hai sigur, deci ne pregătește cu pușcăria, nu? Lasă-o, hai să terminăm. Hai să terminăm, da, sigur. Deci hai să terminăm cu ele, hai să discutăm de lucrurile importante. Dacă folosiți produse de grupa întâia, pușcărie și apea. Eu am dreptul să le folosesc. Perfect, și eu sunt autorizat. Da, dar nu vreau să pună șeaua pentru ăla care i-a mărât și muncește acolo. Și atunci de ce mai trebuie dacă acum s-a făcut într-o singură legislație. Hai să politici europene. Haideți că am ajuns la final. Domnilor, mulțumesc frumos pentru prezență. Vă doresc sărbători cu liniște, cu pace. Să ne vedem bucuroși, sănătoși. Sănătate tuturor fermierilor. Să aibă Crăciunul fericit. Măcar să aibă zilele astea de liniște, de Crăciun și de anunul. Că după aia iar începe. Cu siguranță nu tratăm porcul cu teo. Cu începul inputurile, prețuri. Mulțumesc frumos. Numai bine, Doamne. Natupol, polenizare naturală. Soluții personalizate pentru fiecare tip de spațiu protejat. Orice întrebare apare, ai răspunsurile la tine? Ține-le bine! Pregătește-te pentru cel mai nou quiz show din România! Noi punem întrebările la TV, iar tu răspunzi de oriunde!